Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la ultimul nostru vlog de aici din Cefalonia. Iasas, așa salută grecii, sau Calimera. Așadar, ultimul nostru vlog de aici din Cefalonia, pentru că asta este, vom pleca spre casă. Ne vom lua așadar la revedere de la această superbă grădină. Iar noi astăzi vom pleca spre o plajă care parcă ar fi desprinsă din Marte, pentru că o să vedeți ce culoare are nisipul acestei plaje. O plajă, zic, destul de rară aici în Grecia, mai ales ca și culoare. Și bineînțeles, dacă timpul ne va permite, vom vizita și plaja Petani. De asemenea, o plajă semi-sălbatică. Și sperăm alte și alte surprize în acest vlog. Probabil că, așa că de ultimă seară, vom lua cina la o tavernă grecească. Înainte de a merge spre Xi, o să intrăm, pentru că este aproximativ în drumul nostru, la o plajă care este învecinată cu Makris Tsialos. Așadar, vom merge la Platis Tsialos să vedem cum este și această plajă, pentru că, din ce știu eu, este foarte drăguță și cochetă. Haideți să o descoperim împreună. Așa se intră cu mașina spre parcarea, care credem că este gratis, de aici, de la plaja Platis Tsialos. Haideți să vedem dacă este și adevărat. Într-adevăr, parcarea este gratuită. Și sunt vreo câteva locuri, să zic vreo aproximativ 40 de locuri de parcare. Plaja este Blue Flag, atenție,
Dar din ce văd, nu sunt șezlonguri, deci dacă veniți aici, veniți doar cu cerceaf sau prosop. O să mergem un pic mai încolo ca să vedem dacă dăm de ceva șezlonguri sau restaurante. Iată limita dintre cele două faimoase plaje de aici din Kefalonia. În față Makris Giallos, iar în spatele nostru Platis Giallos. O Platis Giallos mică, cochetă, dar fără șezlonguri, cu apă ireal de limpede, iar Makris, după cum v-am arătat-o într-un vlog trecut, ați văzut, este foarte, foarte mare, șezlonguri, 10 euro parcă era șezlongul, dacă îmi amintesc bine, două șezlonguri și o umbrelă. De aici se poate face trecerea de la Platis la Makris, pe aceste stânci am mai văzut oameni trecând. Haideți să mai aruncăm o ultimă privire asupra plajei Platis Giallos. Înainte ca mașinuța să ne ducă spre celebra plajă Xi, această plajă cu nume chinezesc. Din păcate, cu natura nu te poți spune. Plaja Xi aproape a dispărut. Altfel am văzut-o acum 6 ani, când am trecut prin aceste locuri, iar acum priviți, s-a intervenit cu probabil buldozere, excavatoare, ca să se mai salveze cât de cât din această foarte frumoasă plajă. Se pare că dacă o să continue tot așa, apa o va devora. Sunt ferm convins că plaja asta nu va mai exista în 3-4 ani. Peste tot se văd lucrări cu diferite utilaje pentru a mai da încolo pământul, să mai fie măcar o bucățică, să se mai câștige măcar un metru de plajă. O să mergem până după acea stâncă să mai studiem, să vedem dacă și încolo apa a pus stăpânire pe plajă. Din acest loc avem chiar un indicator care ne atenționează că mergem mai departe doar pe riscul nostru. Pentru că aici apa a acaparat tot acest nisip minunat roșiatic pe care nu ai cum să-l uiți. Iată că am trecut și de această stâncă. Și aici se pare că la fel apa a pătruns pe toată plaja. Doar bolovani și un munte de humă. Simt nevoia să repet că pe aici era plajă.
aici la restaurantul Sombrero de pe plaja Xi, o bere Alfa costă 5 euro. Ca de obicei, cum ne-au obișnuit grecii cu prețurile, 5 euro, parcă totul este un șablon. Dar priveliștea de aici, de la restaurant, este minunată, pentru că avem o panoramă foarte frumoasă asupra Mării Ionice. De la terasa Sombrero se poate coborî direct în mare. Înainte de a ajunge din nou la Sombrero, mai avem un restaurant aici pe partea stângă. Haideți să vedem și acesta cum arată. Poate vă interesează să, dacă veniți pe aici, măcar să fiți cât de cât informat. Tot așa, intrarea se face pe aceste trepte. Și ei au adus șezlongurile, care sunt într-adevăr ceva mai moderne, și le-au adus pe zona verde. Avesto se numește acest restaurant și are o priveliște și acesta destul de interesantă. Dar nu au vreme. Deocamdată. Ai văzut că și aceștia de lângă Sombrero azi au pus acele umbrele de papură. Și aici, lângă acest punct salvamar, se vede clar cum s-a intervenit cu utilajele. Ne luăm rămas bun de la plaja Xi. Ați văzut și voi în ce stare jalnică a ajuns, din păcate. Chiar m-am uitat cu Angie la pozele noastre făcute aici acum 6 ani și ne-am dat seama că era mai blată de 5 metri plaja. Erau vreo 3 rânduri de șezlonguri. Păcat încă o dată, păcat când... Așa se întâmplă când natura este mai tare decât omul. Dar mergem înainte, o să mai facem o călătorie acum, avem aproximativ de mers 17 km pe o altă plajă celebră de aici, din vestul Kefaloniei, se numește Petani sau Petania. Haideți să vedem cum arată și această plajă, oarecum sălbatică de data asta. Acesta este drumul care duce către plaja Petani. În dreapta avem Petani Bay Hotel, un hotel de 4 stele, cu o priveliște fantastică asupra mării. Și iată, de undeva de sus, culorile fantastice ale apei. Și pe eu
Plaja este formată din nisip cu pietriș. Și o apă foarte, foarte limpede. Se aseamănă oarecum cu Mirtosul, dar parcă nu are aceeași culoare intensă de albastru deschis. Ca și restaurante sau taverne, se pare că aici pe plajă sunt trei. Avem unul în capăt și două, aproximativ unul lângă altul. Cel puțin atâtea vedem în acest moment. Astea trei, clar. Iar la restaurantul acesta din mijloc, două șezlonguri și o umbrelă costă 10 euro. Și bineînțeles, dacă am ajuns aici, vom face o călătorie dintr-un capăt în celălalt al plajei. Și o băiță. Nu putem să ratăm nici și baia, într-adevăr. Totuși, la intrarea în apă, se văd destul de multe pietre, așa că vă indic papuși din aia de plajă. Haideți că suntem aproape de capătul sudic al plajei. Păcat că nu prea ține soarele cu noi, în sensul că el se apropie de apus și oarecum da așa o senzație de lumină în obiectivul camerei. Foarte, foarte multe pietre mărunte aici în acest capăt sudic. Mai găsim și o canistră, v-am spus că este totuși o plajă semi-sălbatică. Probabil în verile toride, în aceste locuri, veți găsi cu siguranță și nudiști. Poate chiar și după acele pietre. Haideți să vedem ce o fi cu această mică grotă. Numai puțin e. Și da, cam până aici putem să mergem fără altă aparatură specială, gen ochelari sau mască de scafandru. După părerea noastră, cred că această plajă are cam 5, poate 600 de metri lungime. Destul de lungă, dar sunt locuri unde, v-am spus, trebuie să ai nevoie de papuș special să intri în apă. Aici, capătul sudic, este foarte, foarte mult pietriș. Doar în acel capăt de unde am venit, capătul nordic, unde sunt și șezlongurile, plaja are nisip și este oarecum amenajată. În niciun caz nu recomandăm să veniți cu copiii în această parte sudică, pentru că se pot foarte ușor accidenta. Dacă veniți cu ei, acolo, la cele două restaurante din oarecum mijlocul plajei, care au șezlonguri, acolo mi se pare cel mai safe de a veni cu copiii. We'll be right back.
prinde o careta, o broască testoasă careta, dar e exact în bătaia soarelui. O să încerc să iau fața. Acum cred că se vede foarte bine. Ia uitați cât. Wow! Ca de ultimă seară aici pe frumoasa insulă, am decis să luăm cina împreună cu finii noștri. Așa că ne-am hotărât să venim la un restaurant în care meniul principal sunt fructele de mare, Aristofanis se numește. Deocamdată am luat doar bere, vin, iar apa este din partea casei. Haideți că ne-a sosit și superba comandă. Și avem cam așa. Pentru mine șrimpi sau creveți. Fiina mea și-a comandat ceva scoici. Fiina mea ceva paste cu creveți. Iar Angie un prea frumos calamar. Păi la asemenea masă nu pot decât să zic să ne fie de bine. Are crevetele asta o mustață, așa ceva nu am mai văzut de tare mult timp. Foarte lungă, dar e bun, e grozăvenie. Pe lângă aceste delicioase feluri din fructe de mare, asta este din partea casei, o delicioasă înghețată cu un fel de cremă, habar n-am de ce este, dar este foarte, foarte bună. Așadar, o ultimă cină fabuloasă în Kefalonia. Ați văzut, totul a costat 80 de euro, în care a fost inclusă și berea și vinul, o carafă de jumătate de litru de vin. Mult puțin, voi puteți să trageți concluziile. Asta înseamnă undeva la 400 de lei, 4 persoane. Chiar în buricul târgului din capitala insulei Kefalonia, Argostoli. Chiar aici, la baza acestui pod. Aș vrea să mai fac o ultimă remarcă înainte de a încheia acest vlog. Vreau să vă mai spunem încă o dată că noi nu suntem profesioniști, nu din asta trăim, nu din vloguri ca alții. Așa că, nefiind profesioniști, este firesc să mai și greșim. Noi tot ceea ce facem, facem din pasiune și din dragostea noastră de a vedea alte și alte țări. Seara se lasă încet, încet peste Grecia. Iar noi ne gândim cu necaz că plecăm acasă la ziua de mâine, pentru că dimineață vom avea feribotul de la Fiscardo spre Vasiliki Lefkada, undeva în jurul orei 11:30 dimineață. Asta a fost, prieteni, scurta noastră vizită aici în Kefalonia, scurtă, dar extraordinar de frumoasă. Cu siguranță Grecia o vom mai vedea, poate chiar anul ăsta, pentru că pentru noi Grecia este o religie. Dacă vă vine să credeți, ne simțim, cred că, în Grecia mai bine decât în România. Grecia
este ca și cum ar fi a doua noastră țară. De multe ori, vă spun sincer, ne-am gândit ca așa la bătrânețe să ne luăm o căsuță pe malul apei și să trăim fericiți, cum se spune, cât ne ține el de sus pe fața pământului. Dar asta e, în fine, este o altă poveste. Povestea noastră de astăzi se încheie aici, pe acest podeț. Cum spuneam, mâine spre țăjirișoara noastră dragă, pe care de asemenea o iubim, asta e, acolo ne-am născut, acolo trăim. O să urmeze alte vloguri, probabil din țară, să vedem pe unde, pe la vreun aquapark ceva, probabil Amazonia, din Timișoara, nu știu, o să vedem. Dar până atunci, încă o dată vă mulțumim pentru că ați ales să vă abonați la canalul nostru. Vă mulțumim și celor care se vor abona la canalul nostru și, bineînțeles, nu uitați! Călătorește, banii se întorc, timpul niciodată!